După câteva zile deosebit de reci, cu maxime ale temperaturii aerului de 40 grade și minime de 1-4 grade, vremea se va încălzi la sfârșitul săptămânii. În special în sudul Moldovei și în dealurile subcarpatice urmează să se înregistreze valori medii de 12-15 grade ziua și 4-8 grade Celsius noaptea. Apoi este estimată o scădere ușoară de temperatură, dar valorile vor fi în general apropiate de cele climatologic specifice pentru ultima decadă din octombrie. Probabilitatea pentru precipitații locale crește, iar în nordul regiunii acestea vor fi mixte, apoi se vor semnala ploi slabe sau burnițe cu caracter local.